Un bărbat de 63 de ani și-a găsit sfârșitul la Timișoara încercând să traverseze pe o trecere de pietoni. O femeie în vârstă de 47 de ani a condus un autoturism pe strada Jean Monnet dinspre Gavil Musicescu, iar la intersecția cu strada Mureș l-a spulberat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpa.